cred eu, sunt un om, ca toți ceilalți. De ce ai ales o carieră în IT? Când am absolvit 9 clase, eram sigur că voi merge la tehnicumul sportiv să joc fotbal. IT-șnicii, mai mult eram prin deplasări decât eram pe acasă. Dacă șoferii de taxi ar fi angajați ca și persoanele din IT, atunci șoferul de taxi ar trebui să cunoască toată tehnologia de construcție a mașinii, inclusiv structura uleiului. Securitatea informațională e mai mult decât, așa cum înțeleg unii, hackeri și parole. Ce studii ai? Superioare. Pentru mine, succesul este atunci când sunt în echilibru. Noi suntem pur și simplu obligați să întoarcem societății ceea ce am primit. Bună ziua! Astăzi o să facem cunoștință cu domnul Valeriu Cernei. Asta e mica introducere. O să las pe domnul Valeriu Cernei sau Cernei Valeriu. O să te rog să te prezinți într-un minut. Sunt, mai repet o dată, Valeriu Cernei. Și în primul rând, cred eu, sunt un om, ca toți ceilalți. Aș vrea să spun trei lucruri despre mine. Unul profesional, unul social și al treilea mai personal. Profesional, sunt acea persoană care de vreo 20 de ani este implicat în tot felul de proiecte interesante, și anume securitatea informațională. Social, am un crez foarte puternic că noi suntem pur și simplu obligați să întoarcem societății ceea ce am primit, pentru că fructul sau ceea ce suntem noi la momentul de față este cumva datorită impactului societății în care noi locuim. Și personal, sunt un familist convins, căsătorit, am doi copii și, apropo, mi-a scris soția mai înainte despre faptul că astăzi e ziua familiei. Da? Și da, încerc să dedic cât mai mult timp aspectelor ce țin de familie, de copii. În special copiii, am ajuns la concluzia, copiii ne fac mai puternici, atâta timp cât ne motivează să ne ridicăm fundul de pe pat sau din fotolii, să îi ajutăm cu unele lucruri. Acest lucru ne ajută pe noi să devenim și noi mai puternici. Cred că am finalizat. Stop. Da, mersi, mersi, Valeriu. Interesant. Cred că ai o comunicare foarte bună cu familia, dacă... sau... Încercăm să fim cât mai aproape. Chiar dacă în timpul săptămânii rutina de la serviciu, rutina de zi cu zi ne ține un pic la distanță, mă strădui foarte mult să fiu aproape, în special serile. Când nu reușesc să fiu cu ei, cel puțin pe băiatul meu mai mic, îl car după mine, spunem așa. Și am un obicei deja de mai mulți ani, sâmbătă, duminica, în mod obligatoriu, trei pătrimi din weekend, trebuie să-l petrecem împreună. Super, super fain. Eu o să revin un pic la varianta profesională. Spuneai de securitate informațională sau securitatea cibernetică. Vreau să te întreb, ce e asta, securitatea informațională sau cibernetică? Și ce ar trebui să știm despre ea? Ar trebui să știm multe. În a explica pentru cei mulți, când spun cei mulți, pentru cei care nu sunt neapărat implicați în IT sau în domeniu, securitatea informațională este ca și igiena zilnică. Da? Ne-am trezit dimineața, ne-am spălat pe dinți. Exact așa ar trebui să se întâmple lucrurile, mai ales reieșind din situația din ultima perioadă, exact așa ar trebui să se întâmple lucrurile în viața fiecăruia. Deci fiecare din utilizatorii calculatoarelor ar trebui să cunoască regulile minime, da, de conduit, atât atunci când utilizează calculatorul, cât și atunci când accesează rețeaua internet. Securitatea informațională e mai mult decât, așa cum înțeleg unii, hackeri și parole,
și, nu știu, scanări la vulnerabilități sau chestii foarte exotice, da, în mare majoritate a cazurilor. Securitatea informațională pornește de la o cultură de securitate, de la cum noi înțelegem importanța de a fi siguri în mediul online sau în general, cum protejăm datele personale. Și adițional în a cunoaște acele reguli care trebuie respectate, da? Pornind de la conștiință, după care să o ducem mai departe către conduita proprie și deja la pasul 3 sau 4 ajungem la ceea ce înseamnă protecție împotriva hackerilor, protecție sau măsuri de protecție preventive, de detecție și așa mai departe. Am înțeles. Înțeleg că pentru asta, până la urmă, am luat și calculatoarele cu noi, să arătăm domeniul pentru care este acest interviu. Întrebarea mea este că majoritatea oamenilor care au un device, un telefon mobil, calculator sau orice alt device, dispozitiv, da, care are date, adică trebuie să cunoască ce este securitatea cibernetică sau informațională. Obligatoriu, după cum mai spuneam, și mai mult ca atât. Există un set minim de măsuri pe care ar trebui să le cunoască fiecare, dar care ne ajută pe noi să ne protejăm cu un grad foarte înalt. Da? Deci, aplicând setul respectiv minim de măsuri ne ajută pe noi să fim protejați în proporții de, nu știu, 85-90%. Și doar rămân 10% care țin în special de partea tehnică, în special de măsuri, de cuvinte stranii, cum ar fi firewall sau intrusion detection system sau intrusion prevention system și așa mai departe. Deci sunt niște termeni mai specifici. Am înțeles. Ok. Cât de vulnerabil suntem noi, cei cu dispozitive pentru direcția aceasta? Iar, și o să răspund cu o ambiguitate, it depends, da? Depinde foarte mult de ce date folosiți, depinde foarte mult de în ce scopuri utilizați. Dacă vorbim de mare majoritate a utilizatorilor de calculator, eu aș spune că suntem destul de vulnerabili. De ce? Anume din perspectiva faptului că nu se cunosc acele reguli de bază care ar trebui îndeplinite. Cum putem să devenim mai siguri? Foarte simplu. Deci, în momentul de față există foarte multe posibilități de a te auto-instrui, dar auto-instruirea în sine nu ne va ajuta. Da? Este foarte important să aplicăm cunoștințele respective și să avem grijă ce postăm, unde postăm, ce date folosim, când le utilizăm și așa mai departe. Ok, înțeles. Ce te leagă pe tine de BSD Management și BSD Academy? Eu zic așa că sunt copiii mei. Da? BSD Management a fost format sau instituit în 2016. De fapt, nu pot să spun că am creat-o eu, compania. Am creat compania din necesitatea de a ține împreună o echipă. Noi, la momentul respectiv, deja eram 6 persoane în echipă și singurul moment care trebuia să se întâmple era formalizarea unei structuri legale, o entitate juridică, care să creeze proiecte frumoase în continuare. BSD Academy este un alt copil către care am... E mai micuț, da? E compania pe care am fondat-o practic anul ăsta, împreună cu un prieten foarte bun. Și, de fapt, este rezultatul a unor gânduri care vin cu mine de cel puțin ultimii 2 ani. Academia are obiectivul de a veni cu acele programe de instruire, atât pentru utilizatorii larg, da, pentru toți sau toți utilizatorii de calculatoare, cât și specifice pentru specialiștii în IT. Experiența din ultima perioadă mi arată că cei care sunt implicați în
activitățile de programare, de administrare a sistemelor și așa mai departe, au nevoie și ei, sau să-i spun așa, o mare nevoie și ei de a fi instruiți în domeniul securității informației. Mm-hmm. Ok, înțeles. Vreau să te întreb ce studiai. Superioare. Bun, nu, în cazul dat, studiile cred că au fost cele care practic m-au aruncat pe drumul ăsta, da? Dar ca să ajungi la un oarecare nivel, e nevoie de foarte multă muncă individuală. Mai ales în anii în care am început eu, deci asta era 98-99, când am început a studia și a practica securitatea informațională, nu existau nici cursuri, informația era disponibilă în totalitate pe internet, deci puteai să identifici pe diferite pagini web și tot efortul care trebuia depus era să ai răbdare, să cauți informația de care ai nevoie, să dedici timp pentru a exersa și a experimenta cu diferite instrumente care ne ajută să protejăm, spunem așa, calculatoarele. Deci, practic, asta, la momentul respectiv, experți în domeniu nu prea erau în Moldova, da? Și doar așa, mai este principiul ăsta meu. Dacă tu ești bun aici, într-o echipă mică, da? Ieși în piața mare a adunării naționale și strig în gura mare cine mai este ca mine. Dacă alături vor fi 1000 de oameni, consideră că ești bunicel. Da? Dacă vor fi doar 5, înseamnă că poți să consideri că ești unul dintre cei mai buni. Ok, super, fain. Mi-a plăcut comparația. Bun. Vreau să te întreb, pentru că parcurgând unul dintre CV-urile tale, am văzut tare multe certificări. Da. TOGAF, CMS, CISA și multe altele. Cu care ești cel mai mândru de ele? Ele toate, de toate sunt mândru, pentru că fiecare din certificările astea în spate au, spun așa, duc în spate un efort de învățare, de tot felul de experiențe și practic la momentul de față fiecare din ele mă ajută într-un anumit moment, da? Sau poate chiar mai multe din ele odată, da? Atunci când spui că ești expert în securitate, trebuie să ai o înțelegere foarte bună despre tot ce înseamnă IT-ul. Securitatea vizează nu doar serverele și nu doar aplicațiile. Da? Securitatea vizează relațiile cu furnizorii, securitatea vizează securitatea oamenilor, da? Resurselor umane. Trebuie să cunoști procesele de IT, care sunt acele mecanisme care fac lucrurile să se întâmplă. Și dacă tu nu cunoști lucrurile astea, atunci tu nu ai cum să vii cu niște opinii, niște concluzii viabile pentru clienți. Da? Și fiecare din certificările astea, dacă o să vă uitați atent, una este auditor în sisteme informatice. Alta este pur pe security, da? Pe securitate. A treia, TOGAF-ul, este pe arhitecturi de sisteme. CMC-ul, da? Certified Management Consultant, da? Este cum eu pot presta serviciile de consultanță. Da? Deci fiecare din ele se complementează armonios, astfel încât în final tu reușești să discuți de la egal la egal cu clienții tăi. Ok. Care a fost cea mai grea certificare? Eu cred că totuși prima a fost pentru că erau și emoțiile sau lipsa experienței anterioare. Da? Prima certificare pe care am luat-o a fost Certified Information Systems Auditor. Eu am plecat de la bancă într-o companie internațională la un salariu mai mic decât îl aveam la bancă, dar condiția mea a fost să mi se ajute sau să fiu ajutat în a obține certificarea respectivă. Emoțiile, dacă mi-am amintesc, trăirile au fost cele mai puternice aici. De ce ai ales o carieră în IT? Cum? Vă pot povesti o istorie, nu știu dacă nu-i prea lungă. Când am absolvit nouă clasă, eram sigur că voi merge la tehnicumul sportiv să joc fotbal. Taică meu era împotrivă categoric. A făcut tot posibilul ca să-mi schimbi direcția și la un moment dat zice, uite, în centrul raional
se organizează un concurs pentru a studia la liceu în România. Nu îți cer să renunți la ceea ce vrei tu, doar vin, vezi și tu cum stai față de alți elevi din regiuni. Am mers. În final am fost unul din cei 12 care au obținut o bursă la liceu în România, la un liceu cu profil de informatică. Anii 90 erau, deci informatică era ceva de domeniu fantastic, vă imaginați, și pentru mine momentul ăsta de romantic, cred că cumva a prevalat în ziua când trebuia să dau probele sportive la tehnicumul sportiv. Uh-huh. Mi-am luat actele și mi le-am depus pentru a merge în România la liceul la informatică. Deci cam acolo a început drumul ăsta în IT. A fost greu, dar cu suflet sau? N-a fost greu, dar au fost emoții suficiente. Am înțeles. O să utilizez poate niște cuvinte în notă de profesionaliste, dar ce face diferența dintre un IT-șnic bun și un în notă de bun? IT-șnicii sunt diferiți, iarăși. Era și un banc la subiectul ăsta, sau o vorbă, că dacă persoanele în IT ar fi angajate ca sau dacă șoferii de taxi ar fi angajați ca și persoanele din IT, atunci șoferul de taxi ar trebui să cunoască toată tehnologia de construcție a mașinii, inclusiv structura uleiului, structura metalului și a vopselei și așa mai departe. Uh-huh. IT-știi, deci când spunem IT-ist, noi ne referim la cineva care lucrează în domeniul IT, dar de fapt domeniul IT el se împarte și el are subramificații. Unii sunt buni dezvoltatori, alții sunt buni administratori de sisteme. Categoria a treia sunt buni administratori de rețea. Da? Fiecare din subcategoriile astea necesită o muncă enormă ca să ajungi să fii bun. Și de obicei IT-știi ei se poziționează nu că eu sunt IT-ist bun, da? Dar eu sunt bun în software development sau sunt bun în administrare sau sunt bun în altceva. Diferența, cred că o face atitudinea fiecăruia. O persoană care dorește să devină cel mai bun sau dintre cei mai buni, care vrea să iasă în piață acolo și să alături să-i fie doar 5 persoane la fel, va depune tot efortul și se va dedica cumva în totalitate. Da? De fapt, ține de dedicație, de pasiune, de cât de mult îți place. Da? Și asta va fi diferența aceea. Mm-hmm. În rest, sunt cunoștințe tehnice pe care le poate învăța oricine. Ok, super, mersi. Vreau să îmi povestești despre experiența ta din Rusia de la compania Ernst & Young. Ernst & Young. Dacă ai niște elemente, experiență puternică care te-a dus la cine ești acum sau ce? Da. Eu în Rusia am avut, eu ca Iisus, două veniri. Deci, fiind angajat la Ernst & Young în Moldova, la un moment dat mi-am dat seama că în mediul în care mă aflu, eu nu... Deci, viteza de învățare este mult prea mică și deja începe o rutină din asta, destul de... să spun așa, boring, da? Care mă apăsa. Și atunci Ernst & Young are o bază de date internă cu posturile vacante în diferite țări, în diferite regiuni. Și am trimis CV-ul meu în Australia, în Canada și în Rusia. Rusia am ales-o doar din perspectiva faptului că sunt vorbitor de limba rusă și o să-mi fie mai ușor. Canada e cumva o țară pentru mine așa un pic mai blurată, dar în Australia vreau să ajung să văd canguri. În final, rușii au reacționat practic într-o săptămână. Deci din momentul în care am trimis CV-ul, ei s-au întors cu un sunet la mine cu invitația de a participa la un interviu. Ca să finalizez povestea, canadienii au revenit, cred că după vreo 8 luni. Din Australia am primit un mesaj prin care mi s-a comunicat că nu corespund poziției pentru care am apelat. Da, eu vroiam să sar peste două trepte, într-adevăr. Neștiind că deci, pozițiile ele cumva sunt echilibrate, dar totuși există o diferență. Uh-huh. Am mers în Rusia, deci primul moment care la început, iarăși dus de
romantică, de nu știu mai ce, erau călătoriile. Deci lunar, cred că aveam 2-3 călătorii care puteau să dureze câte o săptămână. Deci mai mult eram prin deplasări decât eram pe acasă. Și acum îmi pare rău că n-am calculat numărul de kilometri, de mii de kilometri sau zeci de mii de kilometri. Am ajuns și pe insula Sahalin, deci ca să vă imaginați, toată Siberia încolindată. Un alt moment interesant care s-a întâmplat în Rusia a fost șeful direct, da, care a avut un impact foarte puternic în stilul meu de management de acum. Deci eu foarte des îmi amintesc, dar Nicolae atunci a procedat în felul următor și a fost o decizie bună. Deci foarte multe lucruri, până și modul de organizare în companii, deci l-am pus la punct după modul în care era organizat grupul nostru sau departamentul nostru în Moscova. Da? Deci nu era obligatoriu să vii la 9, să pleci la 6, deci era un element sau aveai un spațiu de încredere unde tu nu trebuia să fii monitorizat. Fiecare cunoștea că are niște responsabilități, niște obiective pe care trebuie să le realizeze. Exact asta facem noi la BSD Management. Eu nu stau sau nimeni nu stă în capul colegilor când o să-mi dai rezultate sau când o să vii la birou. Da? Fiecare cunoaște că are niște obiective, are niște sarcini de făcut și le face. Și slava Domnului! 5 ani de zile suntem funcționali și ne dezvoltăm foarte bine. Cred că ăsta e un alt moment. Și la a doua venire deja a mea, am început să înțeleg cum funcționează organizația. Cu cât ești mai jos, spectrul sau viziunea este mai îngustă. Da? Cu cât urci în scara ierarhică, deja începi să prinzi și lucruri care nu țin de mijlocii de livrare a proiectelor sau de prestarea serviciilor, dar începi să înțelegi ce înseamnă marketing, ce înseamnă resurse umane, ce înseamnă relațiile cu clienții și tot așa mai departe. Deci astea cred că sunt trei sau lucrurile care m-au impactat foarte mult și care mă duc mai departe sau pe care le-am luat cu mine mai departe în viață. Interesant. Întrebarea mea este, pentru că ați spus de echipă și ați preluat cumva acest proces, cum alegeți dar o echipă care vreți să lucrați? Eu pot să mă laud din echipa care era sau echipa care a fost acum 5 ani, core-ul, da, nucleul este același. Și o să-i vedeți în continuare. Cumva este necesar să avem o rezonanță, da? Să rezonăm într-un fel anume. Interviuri, deci persoane interesante la prima vedere, există foarte multe. Și întâlniri la o cafea am destul de multe. Dar nu întotdeauna există momentul ăsta de rezonanță. Da? Cei care sunt acum, deci am avut un caz, ultimul coleg de al nostru, Mircea, care a venit în echipă, a trebuit să umblu eu după el, da? Deci Mircea, ți-ar place să lucrezi cu noi? Da, ar fi interesant, dar nu știu. Până când l-am luat la o cafea și i-am spus, uite, de mâine vii la lucru, lucrăm 3 luni de zile, vedem cum merge și dacă merge, mergem mai departe. Suntem de 2 ani împreună. Deci, iarăși, nu pot să zic că există niște reguli, eu nu vreau să pun regulile astea. Mai repede este momentul ăsta de sinergie, de cum noi reușim să ne auzim unul pe altul, cum reușim să ne adaptăm unul după altul și așa mai departe. Și, bineînțeles, să fie obiectiv orientat, pentru că altfel nu funcționează. Am înțeles. Cum rămâneți conectat cu inovația sau cu toate mișcările tehnologice care sunt pe piață, de la o zi la alta parte? În direcția asta facem tot posibilul. Da? Încercăm să participăm la conferințe, încercăm să ne autoinstruim, depunem efort, chiar există și regula în companie ca momentul de promovare pe scara ierarhică, că avem și noi un fel de scară ierarhică, cu toate că ea nu se observă, da? Dar mai mult e bazată pe nivelul de cunoștință și de competențe. Da? Ca să treci la o etapă următoare, este necesar să realizezi niște activități anume în domeniul instruirii sau autoinstruirii. Da?
nu ai cum, mai ales din punct de vedere a specialității noastre, nu ai cum să fii în pas cu piața dacă tu nu ești în rând cu inovațiile sau cu ceea ce se întâmplă în lume. Și eu întotdeauna credeam că eu sunt cumva informat, suficient de informat, până în 2018, când am ajuns la Web Summit în Lisabona. Și lucruri despre care noi vorbeam că, uite, în viitor vom avea realitate virtuală sau augmentată sau roboți sau nu știu mai ce, îmi dau seama că lumea le folosește deja. Deci sunt implementate, le utilizează și le, practic, ies la o dimensiune industrială. Da? Deci nu avem cum. Și pentru asta este iarăși nevoie de un efort suplimentar pentru a rămâne în pas cu noutățile din lume. Am înțeles. Acum hai să trecem la niște întrebări mai grele. Da, ok. Care sunt pasiunile tale? Da, cred că pasiunea cea mai mare pe care mă urmărește, și astea vin de la cuvintele lui taică-miu, care spunea că fotbal poți să joci toată viața, nu neapărat la nivel profesionist, dar să ai o profesie pe care să o practici, care să-ți placă, este un pic altceva. Și într-adevăr are dreptate. Fotbalul a rămas una din pasiunile mele, mai mult ca atât, ea devine, deci îmi ocupă o mare parte din viață, da? Deci îmi dau seama uneori că eu nu am, sunt zile când nu am chef să stau acolo cu proiectele mele în domeniul securității, dar gândurile mele zboară mai mult în direcția fotbalului, da? Da, fotbalul este una din ele. Îmi place să citesc. De obicei, înainte de somn, acum mai prind câte 20 de minute, da? Dar mă forțez să fac asta zilnic, diferite direcții. Da? Sunt, partea de beletristică este pentru mine foarte interesantă. Totodată îmi dau seama că am nevoie și de mai multă informație pe partea de dezvoltare personală, de a înțelege lucrurile un pic diferit. În general, eu sunt o persoană destul de superficială. De aia îmi dau seama de, nu știu, ăsta e minus sau e plus, dar înțeleg și vreau să merg un pic mai profund pe unele aspecte de personalitate și de psihologie și așa mai departe. Am înțeles. Care este definiția ta pentru succes? Am mai auzit întrebarea asta. Succesul, din punctul meu de vedere, e o chestie foarte relativă. Pentru mine, succesul este atunci când eu fiu în balanță, când sunt în echilibru. Da? Când nu, să spunem așa, după o furtună mai puternic reușesc să intru în echilibru și reușesc să fac următorul pas. Fiecare furtună ne ajută pe noi să întoarcem balanța în direcția cealaltă. Da? Atâta timp cât există momentul ăsta de echilibru sau când sunt aproape de echilibru, din punctul meu de vedere, lucrurile se întâmplă așa cum trebuie să se întâmple. Da? Și eu pot să o afirm că în ultima perioadă foarte des mă gândesc că sunt în starea asta de succes, anume prin prisma acelor componente care sunt importante pentru mine, da? Vorbim de planul profesional, vorbim de implicarea mea în societate într-un fel sau altul și vorbim despre familie. Știi? Și atâta timp cât astea toate trei sunt echilibrate și se întâmplă lucrurile așa cum eu le vreau și cum mie îmi place, da? Deci nu știu dacă aș vrea să-mi doresc altceva. Super, tare fain. Care sunt sursele de motivație și inspirație? Da, bineînțeles că familia mea este prima sursă. Da? Și tot ce vreau pentru ei sau tot ce vreau cu ei este să facem pași înainte, să ne mișcăm. O a doua sursă de inspirație este echipa cu care eu lucrez. A fi antreprenor cumva sau a gestiona o echipă nu este doar despre a câștiga bani. Este despre emoțiile lor. Uh-huh. Da?
în fiecare zi te gândești că fiecare membru a echipei în spate are o istorie a lui personală. Da? Și depinde cumva și de tine în ce măsură istoria lui personală se realizează sau nu. Mm-hmm. Da? Este motivat, este bucuros, vine cu plăcere la birou, realizează cu plăcere sarcinile, are un salariu decent, da, care e achitat încă și la timp. Este foarte important asta. Deci fiecare are o experiență în față și, iarăși, prezența fiecăruia în fiecare zi, deci pentru mine este o sursă suplimentară de motivație că, uite, noi facem lucrurile bine. Noi le facem așa, astfel încât echipa să meargă înainte, să se dezvolte și să vrea să continuăm cât mai mult drumul ăsta. Înțeleg că familia și echipa, ca persoană și ca povești și ca abordare care au ei, vă motivează. Cred că astea două elemente sunt... Da, bun, nu mai spun de copii care... N-am deschis paranteza asta intenționat, da? Copiii cu care facem antrenamentele, mai ales văzând entuziasmul și progresul și bucuriile de după antrenamente, din timpul antrenamentelor, deci este iarăși un moment extraordinar, pentru că altfel dacă n-ar fi fost, n-ar fi continuat. Da? Mm-hmm. Tare fain. Care ar fi, nu știu, este vreun test pe care o persoană ar putea să-l facă? Sau să citească o carte, sau să facă un experiment ca să spună că ok, eu sunt pentru cariera în IT sau pentru nișa asta de mai mult legată de sfera de IT. Sau pe care îl recomandați? Nu știu dacă este un test. Pot să dau un exemplu. Fiica mea se descurcă foarte bine în matematică, fizică, chimie și așa mai departe. Dar IT-ul sau în sine programarea nu este prea aproape de ea. Da? Deci mitul că cei care se descurcă la matematică pot fi și IT-iști, nu prea funcționează. Da? Este foarte important să ai o minte deschisă și să fii dornic de a deschide lucruri noi. Pentru că deci IT-ul în general îți oferă atâtea coridoare, să le zicem noi, că e ca un labirint. Uh-huh. Da? Și atâta timp cât tu n-ai descoperit ceea ce e în față, totul reprezintă ceva nou. Dacă tu ești de fire curios, atunci tu ai să vrei să mergi pe drumul ăsta. Dacă nu ești curios, atunci ai să te mulțumești cu ceea ce, sau cu locul în care te afli. Eu am întâlnit persoane care, fiind în IT, dar au ajuns la un nivel, la un moment dat, că nu pot să-i spun la un nivel, când ei erau foarte mulțumiți cu ceea ce aveau. Deci ei aveau un set de sarcini pe care o realizau de câțiva ani, în același mod, fără schimbări, și erau foarte, foarte mulțumiți cu asta. Nu există un chestionar sau nu există un test care să-ți spună că ești bun de IT sau nu ești bun de IT. Mai mult, chiar recent am fost contactat de o persoană, deci profesor, doctor în științe din Ucraina, în special pe partea de economie, care zice, uite, e la vârsta de 40 de ani, zice, eu îmi dau seama că fără IT nu am ce face mai departe. Te rog frumos, hai să discutăm, să vedem cum eu pot să îmbrățișez profesia asta. Deci nu a avut nicio treabă cu IT-ul, dar și sunt mai multe cazuri din astea. Persoane cunoscute care au deținut prin Anglia pe undeva restaurant, au închis restaurantul și au plecat să învețe data science. Da? Deci cum să lucreze cu datele în bază și cu bază de date. Deci nu pot spune că există o limitare. Oricine poate intra în domeniul ăsta fix așa cum eu pot pleca să învăț, nu știu, sudură. Sau să... Înțeles, da, cam așa. E bun exercițiu. Unde vedeți compania sau companiile dumneavoastră în următorii 5 ani? Sau cum? Frumos le văd. Sincer, vă spun, le văd foarte frumos, le văd companii cu servicii diversificate, văd companii care deja vor ajunge sau vor atinge un nivel de maturitate în care lucrurile se întâmplă, nu neapărat cum scrie cartea, mai degrabă haotic, cumva, dar lucrurile se întâmplă frumos și lucrurile se întâmplă datorită entuziasmului angajaților. Văd compania numărul 1 în domeniul securității informației în Republica Moldova, văd o companie cu impact regional, da? Deci astea sunt cumva gândurile noastre strategice, vedeți că nu le spun planuri,
Mai mult ca atât, că deja noi reușim să intrăm cu proiecte și pe piața Rusiei, și în Ucraina, și în România. Deja am realizat câteva proiecte. Discutăm acum cu ceva companii, de fapt o bancă din Kazahstan. Deci asta ar trebui să fie. Dar da, o companie frumoasă. Am înțeles. Care este valoarea adăugată cu care vine compania? Ei, uitați-vă, deci noi suntem, în primul rând, este experiența echipei. Dacă punem toți care noi suntem, noi avem, cred că, în jur de 100 de ani, ca experiență reală în domeniu. Da? Uh-huh. Avem colegi care au activat foarte mult timp în sectorul public. Deci noi cunoaștem ce se întâmplă în sectorul public. Avem colegi care au activat, iarăși, vreo 10 ani în domeniul financiar-bancar. Eu fiind și inclusiv în Ernst & Young, deci realizam cam 100 de proiecte pe an, în medie. Da? Deci asta înseamnă, bun, pot să zic mai puțin, hai să zicem 80 de companii diferite pe care tu le vezi într-un an și de unde poți să obții know-how, poți să vorbești cu oamenii de acolo, să vezi viziuni diferite, să vezi, nu știu, abordări diferite și așa mai departe. Deci e... Experiența echipei care este acum nu are, deci nu există în Moldova, anume în domeniul securității informației, un echivalent. Și asta e punctul cel mai puternic. Adevărat, mai departe vin acele aspecte care sunt prezente și la alte companii, este pasiunea pentru ceea ce facem, este nivelul de calitate și dorința de a da clientului maximum ce tu poți, da? Și de a da mai mult decât ai scris în contract, a nu te uita la, că noi de multe ori facem asta, a nu te uita la clauzele contractuale, ci a te focusa spre a soluționa problema clientului. Da, astea sunt aturile care la momentul de față ne ajută să mergem înainte. Dar da, fără prima componentă asta de experiența echipei, nu știu cum reușim noi să... Super, fain. Văd o strălucire în ochi. Da. Și vreau să te întreb, ești fericit? Da. Da, deci fac lucru care îmi place, am posibilitatea să dedic timp pasiunilor mele, am posibilitatea și am resursele necesare să dedic familiei mele. Da, se echivalează cumva, având succes, ești și fericit. Da? Nu știu cum aș putea să le, să le dispart una de alta. Ok, am o ultimă întrebare. Ai ocazia să mulțumești la un grup de persoane sau anumite persoane, care ar fi acestea? Vreau să faci un fel de mulțumiri. Care ar fi persoanele la care tu ai mulțumit momentan? Îmi vin în cap o persoană și un grup. Da? Sau două, cred că trebuie. Prima mulțumire cred că aș face-o domnului profesor Hriminko, Sergei Antonovici, care, de fapt, datorită căruia am intrat în domeniul securității. Dânsul a fost cel care, spunem așa, m-a luat de urechiuș și a zis hai să mergem împreună, hai că eu am să te ajut. Da? Asta s-a întâmplat în 98. Da? Și de atunci, după cum vedeți, sunt pe același drum. O altă mulțumire aș face-o pentru fostul meu partener sau conducător din Moscova, despre care am vorbit anterior și care mi-a deschis de multe ori ochii la multe momente pe care în momentul de față eu le aplic în activitatea de zi cu zi. Și bineînțeles echipei care, nu știu, pentru mine e ceva ieșit din comun. De 5 ani, ei sunt aici. Mersi. Și vreau să spun că acest interviu este dezvoltat în cadrul Knowledge Radar Program, care face parte din programul TechWheel Ambassador 2021, realizat cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională și Suediei în cadrul proiectului TechWheel implementat de ATIC. Mersi, Valeriu, și mulțumesc. Succes și realizări de top în continuare. Da, mulțumesc frumos. Mersi.